Bună ziua tuturor, sunt Arotela cu etalarea pentru cei cu Soare, Lună, Venus, Ascendentă, Nodul Nord în Zodia Peștilor. Pentru cei care vă știți, hărțile natale, măcar ale voastre. Etalare pentru mai, îmi pare rău că a venit așa de târziu. Îmi confirmați dacă ceea ce spun a început să se manifeste. Etalare pentru mai, iunie, să zicem măcar 15 iunie, poate chiar și mai mult, sfârșit de iunie, iulie, că uneori etalările pot rezona câteva luni de acum încolo. Sau sunt deja, au început deja să se manifeste. Mesaje de la Înger pentru peștișori. Ați primit două cărți. Foarte interesante. 35 și 31. 5 cu 3 este 8. 3 și cu 1, 4. Deci oarecum 4 dublat. Ajută, să zic, la această transformare, că 8 înseamnă transformare. O să revin, sau o să explic imediat ce vreau să spun. Prima carte, 3 cu 5, 8. Comunicare, 3, pentru mine asta înseamnă 3. 5 înseamnă creativitate. Sau, în momentul în care schimba stilul de a comunica, 5 înseamnă și schimbare, dar prin creativitate, ieșiți din ego, că e casa ego-ului, aleului, prin creativitate, reușiți să transformați ceva. Vorbiți limbajul dragostei. Evident că în momentul în care vorbim plăcut și exprimăm dragostea și prin cuvinte, că e vorba de limbaj, nu doar de exprimare în general, ceva puternic reușim să manifestăm în viețile noastre și în viețile celorlalți, pentru că știm foarte bine că orice cuvânt are o anumită vibrație și cu cât cineva exprimă cuvinte negative, cu atât rămâne în vibrația respectivă, da? Negativă, joasă. În momentul în care folosim cuvinte de dragoste, cuvinte de iertare, ne ridicăm în vibrație și reușim să transformăm, că de fapt asta înseamnă. Să te ridici înseamnă să te transformi, printre altele, pe tine și situația respectivă. În continuare, ce mai văd? Văd o relație de prietenie, în primul rând. Eu așa o simt, o prietenie între două persoane. Două persoane care sunt foarte copilăroase și asta e minunat, că am vorbit de creativitate, de copilărie, casa a cincea, copiilor. Sunteți doi copii divini. Doi copii creativi și frumoși și voioși și împreună radiați ceva special și împreună vă puteți transforma și crește, da? Vă puteți maturiza. Simt că băiatul e foarte doritor să împărtășească această dragoste și fata sau doamna este foarte încântată de ceea ce vede că primește. Și ce primește? Primește într-adevăr ceea ce a așteptat probabil mult timp din alte direcții și nu a primit, pentru că se pare că în momentul în care cel puțin unul din voi vorbește mai drăgăstos, ceva se schimbă, am zis, da? Și începe să înțelege, să faceți diferența între dragoste și ce ați experimentat cândva în trecut. Vă dați seama că ce experimentați acum este de fapt dragoste. Pentru că dragostea nu se poate manifesta nici prin certuri, nici prin conflicte, nici prin negativitate. Da, avem momente grele toți, dar depinde cum ne exprimăm în aceste momente. Și sunt unii care au această tendință să se exprime negativ tot timpul, să fie critici, să nu înțeleagă, să răstălmăcească cuvintele și ia ca nu reușim să ne bucurăm de prietenie, da? De ajutor, de susținere și nu putem manifesta dragostea. Dragostea nu, am zis, musa e romantică, poate să fie și romantică. Dar în primul rând, dragostea este o prietenie adevărată, da? Și asta face diferența. Dragostea face diferența. 3 și cu 1, 4. Și acum revin la ce am vrut să spun inițial. 4 înseamnă stabilitate. Simțiți că sunteți stabili împreună după această transformare. 8, am zis transformare. Vă transformați împreună și vă oferiți stabilitate împreună. Și asta e. Uite, dragostea ajută, vindecă rănile trecutului și asigură un sens de, am zis, stabilitate, de securitate. Asigură un sens de securitate și stimă față de sine.
posibil că aveți tendința să și visați, ia uite, vorbiți foarte creativ, vedeți trombonul ăsta cum transmite păsări, frunze, flori, chestii drăguțe. Asta este felul în care comunicați voi limbajul dragostei. Și asta pentru că în spate purtați multe vise și amândoi, nu doar doamna, amândoi, vă visați împreună, aveți imagini romantice împreună și exprimându-le, posibil veți începe să manifestați, să puneți în practică. Oricum, puneți fundația, că asta înseamnă patru, fundația unei povești deosebite. Și când vorbesc de dragoste, repet, poate să fie și o prietenie deosebită. La capătul setului de cărți aveți încetiniți. Eventual, pauza aceasta, stagnarea prin care am trecut toți, v-a permis să vă conectați unul la altul, la această flacără geamănă sau la flacăra celuilalt, să visați împreună și chiar dacă e un labirint între voi, dacă aveți de trecut prin multe obstacole, am senzația că veți alege dragostea și în momentul în care veți alege, veți primi și ajutor divin, pentru că îl văd pe Neptun, da? Neptun este o energie specială. Veți primi ajutor și de la prietenie cred că veți ajunge la dragoste adevărată. Dar să nu ne aruncăm până acolo, da? De-aia și zice, încetiniți un pic, visați, dar nu atât de mult cum aveți tendința, cum au tendința peștii. Oferiți-vă timp, vedem ce mai apare, ce să vă oferiți timp. Timp pentru creștere spirituală, pentru vindecare. Da? Interesant. Asta o să le las eu undeva într-o parte, să vedem dacă mai apar într-o formă sau alta. Deci, ideea este că va fi un moment în care va trebui să nu doar să alegeți, să cereți și ajutor în momentul în care alegeți. Ajutor divin, cred că trebuie să vă rugați în momentul în care veți alege. Încetiniți un pic, da? Și din acțiuni și din visare, fiți o leacă mai pragmatici. Și pentru că e nouă, e un număr spiritual, când alegeți dragostea, cereți ajutor divin. Că îngerii sunt alături de voi și vă vor aduce această, ce frumos, această dragoste adevărată. De fapt, aceasta este dragostea adevărată, dar o veți experimenta mai întâi ca și prietenie, așa simt. Ca o prietenie deosebită, drăgălașă. Am spus, sunteți ca doi copii care visați. Am început să amestec setul de cărți pentru Crucea Celtică și au sărit trei cărți. Apoi am mai văzut ceva și simt nevoia să vă transmit un mesaj pentru unii dintre voi. Nu știu ce va fi în etalare, dar măcar aceste mesaje să rezoneze măcar cu unii dintre voi. Selectați mesajele că sunteți generații diverse și aveți planete și aspecte diverse și probabil că nu tot mesajul, toată povestea va rezona cu voi, dar măcar câteva. Aici sunteți voi, să zicem, semn de apă, eventual la luna plină din Scorpion, pentru că văd lună plină și pentru mine e 8, casa 8 a Scorpionului, da? La luna plină din Scorpion v-ați hotărât să lăsați în urmă ceva, cel puțin, poate la o altă lună plină în Scorpion, poate anul trecut. Cine își aduce aminte ce afirmație a făcut, v-ați hotărât să lăsați în urmă ceva, ceva ce nu v-a împlinit emoțional. Evident că vorbim de pești și peștii au nevoie de emoții și ați hotărât să mergeți singuri în căutarea fericirii, a acestei cupe de lumină care se vede pe cer, da? O vedeți undeva, vă este arătată de divinitate, de îngeri. Simțiți că plutește în aer, cu alte cuvinte, dar nu acolo unde ați stat. Sunt două mesaje aici. Pe de-o parte, posibil că lăsați în urmă, pentru unii dintre voi, un semn de aer, gemeni, sau un semn de aer, pentru că apare și patru de spade, vărsător sau balanță, care v-a rănit într-un fel sau altul, sau care vi se pare că, cel puțin așa vi se pare vouă acum, care e realitatea, Dumnezeu știe. Vouă vi se pare că v-a manipulat într-un fel sau altul. Asta pentru că vă simțiți foarte răniți. Pe de altă parte, și ei pot fi răniți
din cauza plecării voastre și se simt manipulat, să zicem, emoțional, într-un fel sau altul. Eu cred că amândoi, apă și aer, vă simțiți așa simt. Nu pot să zic că unul sau altul. Vă simțiți, să zic, manipulați sau, dacă nu apăra, poate un cuvânt prea dur. Posibil. Vă rog, calmați-vă, nu vă ambalați că l-am folosit. Posibil uneori să se întâmple și așa ceva. Și nu țin musai să vorbesc de o relație sentimentală. Poate să fie și la locul de muncă, poate fi oriunde situația asta, în familie. Da? Cu frații, cu surorii, cu surorile, cu părinții. Este un semn de apă și un semn de aer. Amândoi încearcă unul să se detașeze mental, semnul de aer, și semnul de apă să se detașeze emoțional de o situație pe care nu ați putut-o manifesta, trecând peste manipulare. Poate că la un moment dat amândoi ați fost sinceri, dar nu ați avut, dragii mei, interesant, nu ați avut același limbaj al dragostei, ați avut limbaje diferite. Ești, din cauza asta aveți impresia că asta înseamnă cu manipularea, cu păcăliciu. Aveți impresia că, că sunteți păcăliți, dar de fapt poate nu sunteți păcăliți. Pur și simplu persoana vorbește alt limbaj. E ca și când v-ar vorbi cineva acum în, eu știu ce limbă, în, dați voi, eu știu, în chineză, da? Și vă spune că vă iubește și nu pricepeți. Aveți impresia că vă înjură sau eu știu ce, da? Asta e limbajul diferit. Aha, deși cred că sunt pe aproape, pentru că magicianul, trecând peste celelalte cuvinte care le-am folosit, manipulare și păcălici, da? Este un mercur, da? Mercurul ține de comunicare, da? 3. Aveți aici 3. 3, 35, 31, comunicare. Și atunci este schimbarea 8, da? Vedeți? 8, schimbarea. Încercați să folosiți un limbaj creativ ca să manifestați, să manifestați ceva frumos. La capătul setului de cărți aveți taur sau balanță și aveți o altă balanță. Pentru unii e posibil să fie chiar o balanță, pentru alții s-ar putea să fiți între un taur și o balanță. Aici apare regele de cupe, sunteți voi, da? Însă, în această situație, cineva este foarte rănit. Depistați voi cine? Posibil că voi totuși, pentru că e etalarea voastră, da? Dar mai este și varianta, am spus, în cazul în care voi vă detașați și mergeți către nouă de cupe, către abundență emoțională și nu doar emoțională, către împărăteasă, ca să înseamnă aici sunteți voi cei de martie, poate chiar și februarie, da? Vreți să fiți confortabili și să creșteți, în momentul în care mergeți în altă direcție, spre creșterea voastră, posibil cineva să se simtă foarte rănit, trădat. Și repet, poate să fie doar o impresie, pentru că e o diferență de limbaj, de exprimare. Pentru că voi vă doriți stabilitate, vă doriți o relație stabilă și creativă, că pentru mine 4 de bâte e o relație foarte creativă, da? Prietenească, are la bază prietenie, afinități comune, da? Și în acest context cineva se simte foarte, simte că a pierdut o ocazie cu voi. Dacă a fost la un moment dat un trio, că se văd totuși 3 persoane, conștientizat sau neconștientizat, da, o împărăteasă, justiția, regele de cupe, da, și un 3, dacă a fost la un moment dat un trio și apare și în fine, cineva simte că a pierdut unul dintre voi, simte că a pierdut o oportunitate specială. Însă, ce interesant, apare o altă persoană, împăratul, într-un mod răsnet, într-un mod neașteptat, apare împăratul cu o ofertă de dragoste fantastică, asul de cupe, care schimbă, dragii mei, schimbă tot roata norocului. Da, va trebui un pic să așteptați, vor fi niște conflicte, va trebui cineva să se decidă, unii vor plânge, dar se va ajunge mai devreme sau mai târziu la o relație stabilă. Sau, pur și simplu, veți conștientiza că sunteți într-o legătură spirituală specială. Dar apare acest împărat, că este o altă persoană, apare aprilie, da? Berbec sau taur, că așa se întâmplă, că sunt așa cum și... Da. Unii zic că ar putea să fie și balanță. Dar balanța am senzația că mai degrabă suferă sau e dezamăgită sau are alte chestii, unii. Are alte chestiuni. Pentru unii, nu pentru toată lumea. Apare acest împărat care vă face o ofertă specială, ceva care vă emoționează și poate și ei sunt emoționați.
Că sunt așa, trăzniți de dragoste, în dragoste. Evident că vă va șoca și pe voi această ofertă și pe ei că simt atât de mult pentru voi. Și repet, poate fi taur, poate fi berbec, poate fi oricine. E o persoană care nu prea și arată emoțiile, de-aia apare și, să zicem, asul de cupe în spate. Dar va trebui să arate mai devreme sau mai târziu. Va trebui să-și schimbe felul de a se exprima, că vorbim de limbaj, și să arate, și să aștepte, și să se înțeleagă, și să se decide, și așa mai departe. Un mesaj pentru unii dintre voi, încercați să vă luați, Ce vreau să zic? Să vă luați mesajul, da, să vi-l creați acolo în viața voastră, să vedeți cum se aplică în viața voastră, pentru că sunteți mulți, generații diferite, aspecte astrale diferite, da, poate aveți doar lună sau Venus și aveți soarele în altă parte și evident că nu o să se manifeste ca la... Eu o să mă amestec un pic, ca la cel cu soare sau... Înțelegeți? Ia uite, văd și soarele, văd și regina de bâte, multă pasiune. Sunteți seducători. Sau cineva încearcă să vă seducă. Soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord. Ia uite, ia tot vrea să se arate, asul de cupe. Dar. Iar apare semn de pământ care ține foarte mult la voi și vă apreciază. 9 de monede, 9 de cupe, da, ține, 4 de ține foarte mult la voi un semn de pământ. Mă, și asul de cupe tot vrea să se arate în timp ce amestec. Renunțați la conflicte, da? 5 de bâte, 5, iar 5, 5 de bâte, 5 e casa a 5-a, că e semn de foc. Renunțați la conflicte interioare, nu vă mai interesați de bârfe și de concurență și manifestați creativitate. Invers, da? Manifestați creativitate. Încheiați un capitol cu cineva sau într-o direcție. Repet, poate să fie și în familie, poate să fie și la locul de muncă, poate să fie și în relațiile voastre. Ok, peștișori. Soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în pești. Mai iunie. Ba, regele de bâte. O persoană foarte pasională, dar mare grijă. Trebuie să aibă și stabilitate, nu doar pasiune. Însă, pentru mine, da, vrea să vă fac o ofertă, persoana aceasta pasională. Încearcă să se abțină, dar trebuie să decidă să meargă spre voi, să lase în urmă pe cineva și să meargă spre voi. Ok. Pești, soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în pești. Mai iunie. Mai să vedem ce avem central. Wow! Victorie! 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 Yes! Acum, dacă vorbiți cu cineva, mă gândesc că poate vorbiți cu cineva pe care îi cheamă Victor, Victoria, William, bine, asul de spade. Vreți victorie? În primul rând, vreți să comunicați corect, cinstit, direct. Posibil cu un semn de aer. Totuși, unii dintre voi aveți un semn de aer în suflet sau vreți să vă clarificați, ca asta înseamnă și clarificare, să vă clarificați emoțiile, să exprimați emoțiile într-un mod clar, să nu mai existe dubii, să nu mai fie greșit înțelese sau răstălmăcite. E central, e în sufletul vostru. Repet, poate să fie un semn de aer, poate să fie dorința voastră profundă de victorie, de o relație bazată pe sinceritate, pe adevăr, pe prietenie, că în general, na, prin comunicare noi creăm prietenie. Nu poți să iubești fără prietenie, fără comunicare. Vreți să comunicați? Wow, turnul! Ho, ho, ho! Ori sunteți în separare, ori lucrurile apar într-un mod neașteptat. Unii zic că turnul ar putea să fie, da, nu mai vorbim de zodii, nu mai vorbim. Turnul este un moment trăsnet. Simțiți eventual, intuitiv, că cineva își dorește să vorbească cu voi. Simțiți?
Și totuși discuția va veni într-un mod neașteptat, deși simțiți, știți că e prin preajmă, tot nu o să vă așteptați în momentul în care va veni această discuție. O discuție va veni într-un moment trăsnet sau ca un trăsnet. Și va dărâma, să zicem, niște preconcepții, niște situații din trecut. Va dărâma ceva, poate va dărâma o tăcere, poate va dărâma o impresie greșită pe care v-ați format despre cineva. Vedem. Wow, 6. Balanță pentru unii sau un semn de pământ. Am zis balanță sau taur? Balanță sau taur? 6 de monede. Trecând peste asta, la baza acestei cruci. 6 de monede. Dorința voastră de a vă echilibra viața financiar, de a avea stabilitate și de a primi, dragii mei pești, cel puțin cât oferiți. Pentru că majoritatea oferim mai mult decât primim. Adesea nu primim deloc. Nu mai zic și eu câte aud pe acest canal, câte mi se scrie, câte scrisori primesc în care oamenii așteaptă, știți, fără să primească. Fără să ofere, scuzați-mă. Dar trecând peste asta, posibil la un dat ați fost într-un trio, posibil pentru unii. Dar vreți să fiți într-o relație echilibrată, repet, în care oferiți cât primiți și cine nu v-a oferit, pentru că voi ați oferit foarte mult, va rămâne să cerșească sau va trebui să muncească. Va trebui să muncească. Ha, am zis 4 de cupe. A fost un trio, iar se vede totuși un trio. Dar trecând peste trio, poate că acest trio reprezintă pur și simplu colegii, prietenii, mediul în care trăiește cineva și nu știe, iar trei, mă gândesc, nu știe să comunice emoțional. Da? Trei, acum văd 4 de cupe ca o persoană care are în față o oportunitate deosebită, dar nu știe să comunice. Se uită la aceste trei cupe, prietenii cu care au fost, da? Experiențele pe care le-au trăit. Destul de anoste, destul de banale și când primesc această ofertă specială, acel as de cupe pe care l-am văzut ei, da? Nu știu să exprime, nu știu să aprecieze, nu știu să onoreze. Pe de altă parte, puteți fi chiar voi supărați, pentru că și voi ați vrut să vă bucurați de această dragoste, de această ofertă și poate ei nu v-au onorat. Cineva aici nu s-a purtat corect. De-aia apare și asul de spade. Nevoia de adevăr, de corectitudine, de a repara lucrurile și de a dărâma blocajele. Au fost niște blocaje de comunicare, zic eu, așa simt, blocaj, de că cineva n-a putut să rostească acele cuvinte de frumoase, de dragoste, de mulțumire, de gratitudine. Speak the language of love. Vai, 7 de spade. În continuare, probabil. Vedem. Ia, în prezent. Da, în prezent. 8. Se va comunica. În viitorul apropiat se va comunica și se va transforma prin comunicare o situație. Pentru că 8 înseamnă transformare. Așa avem și aici 8, da? 8, 8. Da? 8, 8 de bâte. Și 8 de bâte înseamnă comunicare și aici aveți limbaj. Îmi cer scuze. Da, e, te veți primi un telefon eventual. Nici eu nu mă așteptam la telefonul ăsta. Un telefon neașteptat de la cineva. Bine, asta e coafeza mea. Voi probabil de la cineva care are tendința să nu arate, asta face mincinosul. Să nu arate ce simte, are tendința să fugă de sentimente, preferă să se ducă în locuri în care nu trebuie să le arate emoțiile și sentimentele. Are grijă cu acest, cu acest. Cu acest personaj.
O să clarific. Să vedem totuși ce vrea să spun acest șapte de spade în viitor. Posibil și voi veți vrea să fugiți de ei pentru că nu veți mai avea încredere. Interesant. Sfatul. 8 de monede. Mergeți către eventual un semn de pământ. Dacă nu e un semn de pământ pentru că vă dă stabilitate, mergeți și munciți. Vă transformați, vă oferiți transformarea aceasta prin muncă. O muncă creativă, o muncă pasională. Încercați să vă concentrați pe hobby-urile voastre, pe lucrurile care vă pasionează. Posibil, un semn de pământ muncește în relație cu voi sau își dorește să se implice, da, practic în relație cu voi și dacă există într-adevăr un semn de pământ, sfatul este să mergeți către semnul de pământ. Dacă nu-i semn de pământ, munciți. Concentrați-vă pe stabilitatea și transformarea voastră financiară. Deocamdată. Ia, uite, doi de spade. La ce? L-a mai apărut la o zodie. La ce zodie a apărut? A mai apărut la o zodie. Exact în aceeași poziție. Asta este influența exterioară, dar de obicei reprezintă un blocaj. Cred că ați blocat comunicarea cu, pentru unii, un semn de aer și, repet, nu este obligatoriu să fie semn de aer, ați blocat comunicarea cu cineva. Și persoana respectivă vrea să vină, într-un mod neașteptat, să exprime ceva. Da, și o să vă exprime multă pasiune și o să fie foarte... extravagant, așa simt. Și totuși mare grijă, pentru că persoana în general, această persoană nu prea poate să stea într-o zonă emoțională mult timp. Nu este obișnuită, trebuie să mai crească. Trebuie să mai crească. O să și clarific. Deci ați blocat pe cineva, poate și ei v-au blocat pe voi și pentru că ei v-au blocat pe voi, i-ați blocat și voi pe ei. Ceva de genul ăsta. Ok, nu vrei să vorbești? Nu vorbesc nici eu. Și uite, așa s-a ajuns la această separare. Și totuși, e nevoie de această transformare 8, da? În comunicare, asul de spade. Într-un mod creativ. Eventual, construiți, practic, că ia tot transformare. 8 de băte, 8 de monede. Interesant. Posibil, mare grijă, sau neapărat grijă, da, posibil să apară un semn de foc în această perioadă în viața voastră și comunicarea cu ei să vă transforme și atunci ce comunicați la un moment dat să vă dezamăgească, să fugă unul dintre voi. Nu știu de ce, ar trebui să mai pun o carte să vedem. De ce vă este teamă? Iar semn de aer, Doamne, dar câte spade? Vă este teamă că cine vine să comunice va fi superficial și voi nu aveți de așa ceva. Valetul de spade este superficial. Vă mai este teamă că cineva, posibil semn de aer, dar nu neapărat, cineva vă urmărește, vă spionează. Și evident că nu-i plăcut să știi că cineva te urmărește, dar nu vorbește, ceva de genul ăsta. Este valetul de spade. Este în poziția fricilor. Ce vă, vai, ce frumos, vă doriți împăratul. Taur sau berbec? Și aveți, la sfat aveți semn de pământ și la viitorul apropiat aveți semn de foc. Posibil acest semn de aer, sau nu neapărat, repet, semn de aer, cineva care v-a dezamăgit, da? E pe verticală, da? Care a fost într-un trio, care nu v-a oferit ce v-ați dorit, în continuare. Să se poarte așa, acest as de spade să fie dorința voastră de a afla adevărul și totuși o perioadă încă nu veți afla pentru că ați blocat, înțelegeți? Pentru că ați blocat și ei au blocat comunicarea cu voi și voi ați blocat comunicarea cu voi, cu ei. Ei, și asta v-a supărat, evident, 4 de cupe. 4 de cupe, o chestiune de comunicare, repet, nu-i musai să fie mincinoasă persoana, deși apar triouri.
apare această posibilitate. Și peștii, cum sunt intuitivi, nici nu au nevoie uneori să li se confirme faptul că cineva este într-o relație simțiți. După felul în care se vorbește, că aici e chestia de limbajul dragostei. Și nu vorbesc musai de faptul că cineva vă face complimente, simțiți. Că așa sunt peștii. Când omul este sincer, sinceritate, ce vă doriți? Împăratul. Vă doriți împăratul. Am zis, poate să fie berbec, poate să fie taur. Persoană de aprilie, să zicem, dacă vă place să vă gândiți la așa ceva. E o persoană autoritară, e o persoană impunătoare, e o persoană cu un cuvânt greu, că tot vorbim de cuvinte. Însă, posibil că și ei trebuie să învețe să vorbească mai frumos, mai blând în relație cu voi, dar împăratul în general este sincer. Nu-și permite, n-a ajuns în această poziție prin minciuni, evident. Orice minciună îl scade în vibrație și în rang. Este un om sincer, în primul rând împăratul, așa îl văd. Poate mai puțin emoțional, într-adevăr, dar asta nu înseamnă că nu simte. Are o armură, tocmai pentru că a fost dezamăgit și tocmai pentru că nu poate arăta oricui. Însă voi vă doriți acest om pentru că simțiți că vă oferă echilibru, vă oferă sinceritate, vă oferă victorie pe de-o parte. Vă poate proteja financiar, vă poate proteja de invidioși, de concurență, de câte și mai câte. În cazul în care acest personaj, această carte nu reprezintă un om în viața voastră, poate să reprezinte dorința voastră, pentru că aveți, da? V-am zis, aveți și pământ, aveți și foc. Poate să reprezinte 8-8 transformare, da? Prin comunicare și prin muncă. Dar dacă nu este o persoană, poate să fie dorința voastră de a merge mai departe în viața voastră, să nu stați pe loc în această poveste, de a evolua, cu alte cuvinte, prin hobby-uri, prin muncă și de a ajunge la echilibru, dragii mei, de a fi o persoană autoritară la locul de muncă sau pur și simplu în afacerile pe care le faceți. Posibil să vă doriți o afacere unii dintre voi, că asta înseamnă împăratul. Și repet, dacă nu sunteți voi, poate să fie o persoană Bună ziua tuturor, sunt Tarotela cu etalarea pentru cei cu Soare, Lună, Venus, Ascendent în nodul nord, în zodia peștilor, pentru cei care vă știți hărțile natale, măcar ale voastre. Etalare pentru mai, îmi pare rău că a venit așa de târziu. Îmi confirmați dacă ceea ce spun a început să se manifeste. Etalare pentru mai, iunie, să zicem măcar 15 iunie, poate chiar și mai mult, sfârșit de iunie, iulie, că uneori etalările pot rezona câteva luni de acum încolo. Sau sunt deja, au început deja să se manifeste. Mesaje de la Înger pentru peștișori. Ați primit două cărți. Foarte interesante. 35 și 31. 5 cu 3 este 8. 3 și cu 1, 4. Deci oarecum 4 dublat ajută, să zic, la această transformare, că 8 înseamnă transformare. O să revin, sau o să explic imediat ce vreau să spun. Prima carte, 3 cu 5, 8. Comunicare, 3, pentru mine asta înseamnă 3. 5 înseamnă creativitate. Sau, în momentul în care schimba stilul de a comunica, 5 înseamnă și schimbare, dar prin creativitate, ieșiți din ego, că e casa egoului, aleului, prin creativitate, reușiți să transformați ceva. Vorbiți limbajul dragostei. Evident că în momentul în care vorbim plăcut și exprimăm dragostea și prin cuvinte, că e vorba de limbaj, nu doar de exprimare în general, ceva puternic reușim să manifestăm în viețile noastre și în viețile celorlalți, pentru că știm foarte bine că orice cuvânt are o anumită vibrație
Și cu cât cineva exprimă cuvinte negative, cu atât rămâne în vibrația respectivă, da? Negativă, joasă. În momentul în care folosim cuvinte de dragoste, cuvinte de iertare, ne ridicăm în vibrație și reușim să transformăm, că de fapt asta înseamnă să te ridici, înseamnă să te transformi, printre altele, pe tine și situația respectivă. În continuare, ce mai văd? Văd o relație de prietenie, în primul rând. Eu așa o simt, o prietenie între două persoane. Două persoane care sunt foarte copilăroase și asta e minunat, că am vorbit de creativitate, de copilărie, casa a cincea, copiilor. Sunteți doi copii, doi copii divini, doi copii creativi și frumoși și voioși și împreună radiați ceva special și împreună vă puteți transforma și crește, da? Vă puteți maturiza. Simt că băiatul e foarte doritor să împărtășească această dragoste și fata sau doamna este foarte încântată de ceea ce vede că primește. Și ce primește? Primește într-adevăr ceea ce a așteptat probabil mult timp din alte direcții și nu a primit, pentru că se pare că în momentul în care cel puțin unul din voi vorbește mai drăgăstos, ceva se schimbă, am zis, da? Și începe să înțelege, să faceți diferența între dragoste și ce ați experimentat cândva în trecut. Vă dați seama că ce experimentați acum este de fapt dragoste. Pentru că dragostea nu se poate manifesta nici prin certuri, nici prin conflicte, nici prin negativitate. Da, avem momente grele toți, dar depinde cum ne exprimăm în aceste momente. Și sunt unii care au această tendință să se exprime negativ tot timpul, să fie critici, să nu înțeleagă, să răstălmăcească cuvintele și ea ca nu reușim să ne bucurăm de prietenie, da? De ajutor, de susținere și nu putem manifesta dragostea. Dragostea nu, am zis, musa e romantică, poate să fie și romantică. Dar în primul rând, dragostea este o prietenie adevărată, da? Și asta face diferența. Dragostea face diferența. 3 și cu 1, 4. Și acum revin la ce am vrut să spun inițial. 4 înseamnă stabilitate. Simțiți că sunteți stabili împreună după această transformare. 8, am zis transformare. Vă transformați împreună și vă oferiți stabilitate împreună. Și asta e. Uite, dragostea ajută, vindecă rănile trecutului și asigură un sens de, am zis, stabilitate, de securitate. Asigură un sens de securitate și stimă față de sine. Posibil că aveți tendința să și visați, uite, vorbiți foarte creativ, vedeți trombonul ăsta cum transmite păsări, frunze, flori, chestii drăguțe. Asta este felul în care comunicați voi limbajul dragostei. Și asta pentru că în spate purtați multe vise și amândoi, nu doar doamna, amândoi, vă visați împreună, aveți imagini romantice împreună. Și exprimându-le, posibil veți începe să manifestați, să puneți în practică. Oricum, puneți fundația, că asta înseamnă 4, fundația unei povești deosebite. Și când vorbesc de dragoste, repet, poate să fie și o prietenie deosebită. La capătul setului de cărți aveți încetiniți. Eventual, pauza aceasta, stagnarea prin care am trecut toți, v-a permis să vă conectați unul la altul, la această flacără geamănă sau la flacăra celuilalt, să visați împreună și chiar dacă e un labirint între voi, dacă aveți trecut prin multe obstacole, am senzația că veți alege dragostea și în momentul în care veți alege, veți primi și ajutor divin, pentru că îl văd pe Neptun, da? Neptun este o energie specială. Veți primi ajutor și de la prietenie cred că veți ajunge la dragoste adevărată. Dar să nu ne aruncăm până acolo, da? De-aia și zice, încetiniți un pic, visați, dar nu atât de mult cum aveți tendința, cum au tendința peștii. Oferiți-vă timp, vedem ce mai apare, ce să vă oferiți timp. Timp pentru creștere spirituală, pentru vindecare. Da?
Interesant. Asta o să le las eu undeva într-o parte, să vedem dacă mai apar într-o formă sau alta. Deci, ideea este că va fi un moment în care va trebui să nu doar să alegeți, să cereți și ajutor în momentul în care alegeți. Ajutor divin, cred că trebuie să vă rugați în momentul în care veți alege. Încetiniți un pic, da? Și din acțiuni și din visare, fiți o leacă mai pragmatici. Și pentru că e nouă, e un număr spiritual, când alegeți dragostea, cereți. Cereți ajutor divin. Că îngerii sunt alături de voi și vă vor aduce această, ce frumos, această dragoste adevărată. De fapt, aceasta este dragostea adevărată, dar o veți experimenta mai întâi ca și prietenie, așa simt. Ca o prietenie deosebită, drăgălașă. Am spus, sunteți ca doi copii care visați. Am început să amestec setul de cărți pentru crucea celtică și au sărit trei cărți. Apoi am mai văzut ceva și simt nevoia să vă transmit un mesaj pentru unii dintre voi. Nu știu ce va fi în etalare, dar măcar aceste mesaje să rezoneze măcar cu unii dintre voi. Selectați mesajele că sunteți generații diverse și aveți planete și aspecte diverse și probabil că nu tot mesajul, toată povestea va rezona cu voi, dar măcar câteva. Aici sunteți voi, să zicem, semn de apă, eventual la luna plină din Scorpion, pentru că văd luna plină și pentru mine e 8 casa 8 a Scorpionului, da? La luna plină din Scorpion v-ați hotărât să lăsați în urmă ceva, cel puțin, poate la o altă lună plină în Scorpion, poate anul trecut, cine își aduce aminte ce afirmație a făcut, v-ați hotărât să lăsați în urmă ceva, ceva ce nu v-a împlinit emoțional, evident că vorbim de pești, pești au nevoie de emoții și ați hotărât să mergeți singuri în căutarea fericirii, a acestei cupe de lumină care se vede pe cer, da? O vedeți undeva, vă este arătată de divinitate, de îngeri, simțiți că plutește în aer, cu alte cuvinte, dar nu acolo unde ați stat. Sunt două mesaje aici. Pe de-o parte, posibil că lăsați în urmă, pentru unii dintre voi, un semn de aer, gemeni, sau un semn de aer, pentru că apare și patru de spade, vărsător sau balanță, care v-a rănit într-un fel sau altul, sau care vi se pare că, cel puțin așa vi se pare vouă acum, care e realitatea, Dumnezeu știe, vouă vi se pare că v-a manipulat într-un fel sau altul, asta pentru că vă simțiți foarte răniți. Pe de altă parte, și ei pot fi răniți din cauza plecării voastre și se simt manipulați, să zicem, emoțional, într-un fel sau altul. Eu cred că amândoi, apă și aer, vă simțiți așa simt. Nu pot să zic că unul sau altul. Vă simțiți, să zic, manipulați sau dacă nu apărat poate un cuvânt prea dur. Posibil. Vă rog, calmați-vă, nu vă ambalați că l-am folosit. Posibil uneori să se întâmple și așa ceva. Și nu țin muse să vorbesc de o relație sentimentală, poate să fie și la locul de muncă, poate fi oriunde situația asta, în familie, da? Cu frații, cu surorii, cu surorile, cu părinții. Este un semn de apă și un semn de aer. Amândoi încearcă unul să se detașeze mental, semnul de aer, și semnul de apă să se detașeze emoțional de o situație pe care nu ați putut-o manifesta, trecând peste manipulări. Poate că la un moment dat amândoi ați fost sinceri, dar nu ați avut, dragii mei, interesant, nu ați avut același limbaj al dragostei, ați avut limbaje diferite. Ei, din cauza asta aveți impresia că asta înseamnă cu manipularea, cu păcăliciu. Aveți impresia că sunteți păcăliți, dar de fapt, poate nu sunteți păcăliți. Pur și simplu, persoana vorbește alt limbaj. E ca și când v-ar vorbi cineva acum în, eu știu ce limbă, în, dați voi, eu știu, în chineză. Da? Și vă spune că vă iubește și nu pricepeți. Aveți impresia că vă înjură sau eu știu ce, da? Asta e limbajul diferit. Aha, deși cred că sunt pe aproape, pentru că magicii anul trecând, peste celelalte cuvinte care le-am folosit, manipulare și păcălici, da? Este un mercur, da? Mercurul ține de comunicare, da? 3. Aveți aici 3, 3, 35, 31, comunicare. Și atunci este schimbarea 8, da? Vedeți? 8. Schimbarea. Încercați să folosiți un limbaj creativ ca să manifestați ceva frumos.
La capătul setului de cărți aveți taur sau balanță și aveți o altă balanță. Pentru unii e posibil să fie chiar o balanță, pentru alții s-ar putea să fiți între un taur și o balanță. Aici apare regele de cupe, sunteți voi, da? Însă, în această situație, cineva este foarte rănit. Depistați voi cine? Posibil că voi totuși, pentru că e etalarea voastră, da? Dar mai este și varianta, am spus, în cazul în care voi vă detașați și mergeți către nouă de cupe, către abundență emoțională și nu doar emoțională, către împărăteasă, ca să înseamnă aici sunteți voi cei de martie, poate chiar și februarie, da? Vreți să fiți confortabili și să creșteți, în momentul în care mergeți în altă direcție, spre creșterea voastră, posibil cineva să se simtă foarte rănit, trădat. Și repet, poate să fie doar o impresie. Pentru că e o diferență de limbaj, de exprimare. Pentru că voi vă doriți stabilitate. Vă doriți o relație stabilă și creativă. Pentru mine, patru de băte e o relație foarte creativă, da? Prietenească, are la bază prietenie, afinități comune, da? Și în acest context, cineva se simte foarte... simte că a pierdut o ocazie cu voi. Dacă a fost la un moment dat un trio, că se văd totuși trei persoane... conștientizat sau neconștientizat, da, o împărăteasă, justiția, regele de cupe, da, și un trei, dacă a fost la un moment dat un trio și apare și în fine, cineva simte că a pierdut unul dintre voi, simte că a pierdut o oportunitate specială. Însă, ce interesant, apare o altă persoană, împăratul. Într-un mod răsnet, într-un mod neașteptat, apare împăratul cu o ofertă de dragoste fantastică, asul de cupe, care schimbă, dragii mei, schimbă tot roata norocului. Da, va trebui un pic să așteptați, vor fi niște conflicte, va trebui cineva să se decidă, unii vor plânge, dar se va ajunge mai devreme sau mai târziu la o relație stabilă. Sau, pur și simplu, veți conștientiza... că sunteți într-o legătură spirituală specială. Dar apare acest împărat, că este o altă persoană, apare aprilie, da? Berbec sau taur, că așa se întâmplă, că sunt așa cum și... Da. Unii zic că ar putea să fie și balanță. Dar balanța am senzația că mai degrabă suferă sau e dezamăgită sau are alte chestii, unii. Are alte chestiuni. Pentru unii, nu pentru toată lumea. Apare acest împărat... care vă face o ofertă specială, ceva care vă emoționează și poate și ei sunt emoționați, că sunt așa, trăsniți de dragoste, în dragoste. Evident că va șoca și pe voi această ofertă și pe ei, că simt atât de mult pentru voi. Și repet, poate fi taur, poate fi berbec. Poate fi oricine. E o persoană care nu prea-și arăta emoțiile, de-aia apare și, să zicem, asul de cupe în spate. Dar va trebui să arate mai devreme sau mai târziu. Va trebui să schimbe, să-și schimbe felul de a se exprima, că vorbim de limbaj, și să arate. Și să aștepte, și să se înțeleagă, și să se decide, și așa mai departe. Un mesaj pentru unii dintre voi, încercați să vă luați, să vă... Ce vreau să zic? Să vă luați mesajul, da, să vi-l creați acolo în viața voastră, să vedeți cum se aplică în viața voastră, pentru că sunteți mulți, generații diferite, aspecte astrale diferite, da, poate aveți doar lună sau Venus și aveți soarele în altă parte și evident că nu se manifeste ca la, eu să mă amestec un pic, ca la cel cu soare sau, înțelegeți? Au, te văd și soarele, văd și regina de băte, multă pasiune. Sunteți seducători sau cineva încearcă să vă seducă. Soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord. Ia, uite, ia, tu vrea să se arate, asul de cupe, dar. Iar apare semn de pământ care ține foarte mult la voi și vă apreciază. 9 de monede, 9 de cupe, da, ține, 4 de, ține foarte mult la voi un semn de pământ. Mă, și asul de cupe tot vrea să se arate în timp ce amestec. Puh,
Renunțați la conflicte, da? 5 de bâte, 5, iar 5, 5 de bâte. 5 e casa a 5-a, că e semn de foc. Renunțați la conflicte interioare. Nu vă mai interesați de bârfe și de concurență și manifestați creativitate. Invers, da? Manifestați creativitate. Încheiați un capitol cu cineva sau într-o direcție. Repet, poate să fie și în familie, poate să fie și la locul de muncă, poate să fie și în relațiile voastre. Ok, peștișori. Soare, lună, Venus, ascendentul nord în pești. Mai iunie. Ba, regele de bâte. O persoană foarte pasională, dar mare grijă. Trebuie să aibă și stabilitate, nu doar pasiune. Însă pentru mine, da, vrea să vă fac o ofertă persoana aceasta pasională. Încearcă să se abțină, dar trebuie să decidă să meargă spre voi, să lase în urmă pe cineva și să meargă spre voi. Ok. Pești, soare, lună, Venus, ascendentul nord în pești. Mai iunie. Hai să vedem ce avem central. Wow! Victorie! Victorii! Victorii! Yes! Acum, dacă vorbiți cu cineva... Mă gândesc că poate vorbiți cu cineva pe care îi cheamă Victor, Victoria, William... Bine. Asul de spade. Vreți victorie. În primul rând, vreți să comunicați corect, cinstit, direct. Posibil cu un semn de aer. Aveți totuși, unii dintre voi aveți un semn de aer în suflet sau vreți să vă clarificați, ca asta înseamnă și clarificare, să vă clarificați emoțiile, să exprimați emoțiile într-un mod clar, să nu mai existe dubii, să nu mai fie greșit înțelese sau răstălmăcite. E central, e în sufletul vostru. Repet, poate să fie un semn de aer, poate să fie dorința voastră profundă de victorie, de o relație bazată pe sinceritate, pe adevăr, pe prietenie, că în general, na, prin comunicare noi creăm prietenie. Nu poți să iubești fără prietenie, fără comunicare. Vreți să comunicați. Wow, turnul! Ho, ho, ho! Ori sunteți în separare, ori lucrurile apar într-un mod neașteptat. Unii zic că turnul ar putea să fie, da, nu mai vorbim de zodii, nu, nu mai vorbim. Turnul este un moment trăsnet. Simțiți eventual, intuitiv, că cineva își dorește să vorbească cu voi. Simțiți? Și totuși discuția va veni într-un mod neașteptat, deși simțiți, știți că e prin preajmă, tot nu o să vă așteptați în momentul în care va veni această discuție. O discuție va veni într-un moment trăsnet sau ca un trăsnet. Și va dărâma, să zicem, niște preconcepții, niște situații din trecut. Va dărâma ceva, poate va dărâma o tăcere, poate va dărâma o impresie greșită pe care v-ați format despre cineva. Vedem. Wow, 6. Balanță pentru unii sau un semn de pământ. Am zis balanță sau taur, balanță sau taur. 6 de monede. Trecând peste asta, la baza acestei cruci, 6 de monede. Dorința voastră de a vă echilibra viața financiar, de a avea stabilitate și de a primi, dragii mei pești, cel puțin cât oferiți. Pentru că majoritatea oferim mai mult decât primim. Adesea nu primim deloc. Nu mai zic. Și eu câte aud pe acest canal, câte mi se scrie, câte scrisori primesc în care oamenii așteaptă, știți, fără să primească, fără să ofere, scuzați-mi. Dar trecând peste asta, posibil la un dat ați fost într-un trio, posibil pentru unii. Dar vreți să fiți într-o relație echilibrată. Repet, în care oferiți cât primiți și cine nu v-a oferit, pentru că voi ați oferit foarte mult, va rămâne să cerșească sau va trebui să muncească. Va trebui să muncească. Ha, am zis 4 de cupe. A fost un trio, iar se vede totuși un trio.
Dar trecând peste trio, poate că acest trio reprezintă pur și simplu colegii, prietenii, mediul în care trăiește cineva și nu știe, iar trei, mă gândesc, nu știe să comunice emoțional. Da? Trei, acum văd patru de cupe ca o persoană care are în față o oportunitate deosebită, dar nu știe să comunice. Se uită la aceste trei cupe, prietenii cu care au fost, da? Experiențele pe care le-au trăit. Destul de anoste, destul de banale, și când primesc această ofertă specială, acel as de cupe pe care l-am văzut ei, da? Nu știu să exprime, nu știu să aprecieze, nu știu să onoreze. Pe de altă parte, puteți fi chiar voi supărați, pentru că și voi ați vrut să vă bucurați de această dragoste, de această ofertă, și poate ei nu v-au onorat. Cineva aici nu s-a purtat corect. De-aia apare și asul de spade. Nevoia de adevăr, de corectitudine, de a repara lucrurile și de a dărâma blocajele. Au fost niște blocaje de comunicare, zic eu, așa simt, blocaje de că cineva n-a putut să rostească acele cuvinte de frumoase, de dragoste, de mulțumire, de gratitudine. Speak the language of love. Vai, șapte de spade. În continuare, probabil. Vedem. Ia, în prezent. Da, în prezent. 8. Se va comunica. În viitorul apropiat se va comunica și se va transforma prin comunicare o situație. Pentru că 8 înseamnă transformare. Așa avem și aici 8, da? 8, 8. Da? 8, 8 de bâte. Și 8 de bâte înseamnă comunicare. Și aici aveți limbaj. Îmi cer scuze. Da, e, te veți primi un telefon eventual. Nici eu nu mă așteptam la telefonul ăsta. Un telefon neașteptat de la cineva. Bine, asta e coafeza mea. Voi probabil de la cineva care are tendința să nu arate, asta face mincinosul, să nu arate ce simte, are tendința să fugă de sentimente, preferă să se ducă în locuri în care nu trebuie să le arate emoțiile și sentimentele. Are grijă cu acest personaj. O să clarific. Să vedem totuși ce vrea să spun acest șapte de spade în viitor. Posibil și voi veți vrea să fugiți de ei pentru că nu veți mai avea încredere. Interesant. Sfatul. 8 de monede. Mergeți către eventual un semn de pământ. Dacă nu e un semn de pământ pentru că vă dă stabilitate, mergeți și munciți. Vă transformați, vă oferiți transformarea aceasta prin muncă. O muncă creativă, o muncă pasională. Încercați să vă concentrați pe hobby-urile voastre, pe lucrurile care vă pasionează. Posibil, un semn de pământ muncește în relație cu voi. Sau își dorește să se implice, da, practic în relație cu voi și dacă există într-adevăr un semn de pământ, sfatul este să mergeți către semnul de pământ. Dacă nu-i semn de pământ, munciți. Concentrați-vă pe stabilitatea și transformarea voastră financiară. Deocamdată. Ia, uite, doi de spade. La ce? L-a mai apărut la o zodie. La ce zodie a apărut? A mai apărut la o zodie, exact în aceeași poziție. Asta este influența exterioară, dar de obicei reprezintă un blocaj. Cred că ați blocat comunicarea cu, pentru unii, un semn de aer și, repet, nu este obligatoriu să fie semn de aer, ați blocat comunicarea cu cineva. Și persoana respectivă vrea să vină, într-un mod neașteptat, să exprime ceva. Da, și o să vă exprime multă pasiune și o să fie foarte
extravagant, așa simt. Și totuși mare grijă, pentru că persoana în general, această persoană nu prea poate să stea într-o zonă emoțională mult timp. Nu este obișnuită, trebuie să mai crească. Trebuie să mai crească. O să și clarific. Deci ați blocat pe cineva, poate și ei v-au blocat pe voi și pentru că ei v-au blocat pe voi, i-ați blocat și voi pe ei. Ceva de genul ăsta. Ok, nu vrei să vorbești? Nu vorbesc nici eu. Și uite, așa s-a ajuns la această separare. Și totuși, e nevoie de această transformare 8, da? În comunicare, asul de spade. Într-un mod creativ. Eventual, construiți, practic, că ia tot transformare. 8 de băte, 8 de monede. Interesant. Posibil, mare grijă, sau neapărat grijă, da, posibil să apară un semn de foc în această perioadă în viața voastră și comunicarea cu ei să vă transforme și atunci ce comunicați la un moment dat să vă dezamăgească, să fugă unul dintre voi? Nu știu de ce, ar trebui să mai pun o carte să vedem. De ce vă este teamă? Iar semn de aer. Doamne, dar câte spade. Vă este teamă că cine vine să comunice va fi superficial și voi n-aveți de așa ceva. Valetul de spade este superficial. Vă mai este teamă că cineva, posibil semn de aer, dar nu neapărat, cineva vă urmărește, vă spionează. Și evident că nu-i plăcut să știi că cineva te urmărește, dar nu vorbește, ceva de genul ăsta. Este valetul de spade. Este în poziția fricilor. Ce vă, vai, ce frumos, vă doriți împăratul. Taur sau berbec? Și aveți, la sfat aveți semn de pământ și la viitorul apropiat aveți semn de foc. Posibil acest semn de aer, sau nu neapărat, repet, semn de aer, cineva care v-a dezamăgit, da? E pe verticală, da? Care a fost într-un trio, care nu v-a oferit ce v-ați dorit, în continuare să se poarte așa, acest as de spade să fie dorința voastră de a afla adevărul și totuși o perioadă încă nu veți afla pentru că ați blocat, înțelegeți? Pentru că ați blocat și ei au blocat comunicarea cu voi și voi ați blocat comunicarea cu voi, cu ei. Ei, și asta v-a supărat, evident, 4 de cupe. 4 de cupe, o chestiune de comunicare, repet, nu-i musai să fie mincinoasă persoana, deși apar triouri. Apare această posibilitate. Și peștii, cum sunt intuitivi, nici nu au nevoie uneori să li se confirme faptul că cineva este într-o relație, simțiți. După felul în care se vorbește, că aici e chestia de limbajul dragostei. Și nu vorbesc musai de faptul că cineva vă face complimente, simțiți. Că așa sunt peștii. Când omul este sincer, sinceritate, ce vă doriți? Împăratul. Vă doriți împăratul. Am zis, poate să fie berbec, poate să fie taur. Persoană de aprilie, să zicem, dacă vă place să vă gândiți la așa ceva. E o persoană autoritară, e o persoană impunătoare, e o persoană cu un cuvânt greu, că tot vorbim de cuvinte. Însă, posibil că și ei trebuie să învețe să vorbească mai frumos, mai blând în relație cu voi, dar împăratul în general este sincer. Nu își permite, n-a ajuns în această poziție prin minciuni, evident. Orice minciună îl scade în vibrație și în rang. Este un om sincer, în primul rând, împăratul, așa îl văd. Poate mai puțin emoțional, într-adevăr, dar asta nu înseamnă că nu simte. Are o armură, tocmai pentru că a fost dezamăgit și tocmai pentru că nu poate arăta oricui. Însă voi vă doriți acest om pentru că simțiți că vă oferă echilibru, vă oferă sinceritate, vă oferă victorie pe de-o parte. Vă poate proteja financiar, vă poate proteja de invidioși, de concurență, de câte și mai câte. În cazul în care acest personaj, această carte nu reprezintă un om în viața voastră, poate să reprezinte dorința voastră, pentru că aveți, da?
V-am zis, aveți și pământ, aveți și foc. Poate să reprezintă 8-8 transformare, da? Prin comunicare și prin muncă. Dar dacă nu este o persoană, poate să fie dorința voastră de a merge mai departe în viața voastră, să nu stați pe loc în această poveste, de a evolua, cu alte cuvinte, prin hobby-uri, prin muncă și de a ajunge la echilibru, dragii mei, de a fi o persoană autoritară la locul de muncă sau în, pur și simplu în afacerile pe care le faceți. Posibil să vă doriți o afacere unii dintre voi, ca să înseamnă împăratul. Și repet, dacă nu sunteți voi, poate să fie o persoană. S-a întrerupt, sper să pot să lipesc. În continuare, ce veți reuși să manifestați? Temperanță, da? Cum și zice, slow down, încetiniți, vindecare, aveți nevoie de vindecare și unul și celălalt, da? Temperanța înseamnă creștere spirituală, am zis evoluție, evoluție. Concentrați-vă pe echilibrul vostru emoțional, pe vibrația voastră, munciți, munciți cu voi înșivă, da? Și asta o faceți manifestând diferite pasiuni pe care le aveți în viață. Temperanța. 6 de spade. La un moment dat, vă detașați. Vă detașați mental de ce nu v-a priit, da? De această poveste neplăcută. Și veți merge foarte hotărâți către a manifesta ceva special. Un nou început. Iar apare 1. 1. Poate să însemne foarte mult. Avem Mercur. Avem 1, să zicem, prima zodie, berbec. Da. Poate să fie și Capricorn, că este ianuarie și avem și aici semn de pământ. Dacă vrei să fie geamăn, pe mine nu mă interesează. Ideea este că voi, după ce vă vindecați, după ce vă vindecați și vă calmați un pic și încetiniți și vă temperați și aveți răbdare, mergeți sau eventual vin ei către voi după ce se vindecă. Vin ei. Am senzația că e același personaj. Vin ei ca să manifeste un nou început în viața voastră. Pentru că simt că această relație, 6 de cupe, este foarte profundă, ia uite, își doresc să vorbească limbajul dragostei. Dar probabil că trebuie să-l învețe împăratul. Trebuie să învețe să fie mai blând. Eventual și voi trebuie să vă vindecați de rănile trecutului. Ca să mergeți, ia uite ce frumos, iar apare, vai, împăratul și împărăteasa, la ce zodia mai fost, domnilor, nu mai știu. 6 de cupe, ce frumos, vreți să manifestați acest cuplu divin, împăratul și împărăteasa. Dar pentru asta trebuie să vă vindecați amândoi și în momentul în care voi vă vindecați, unul dintre voi va face această călătorie către celălalt și veți începe să puneți primii pași și veți face diferența în dragoste. Ce frumos, ce frumos! La capătul setului de cărți, 9 de cupe, multe emoții sau, dacă nu sunt multe emoții, sunteți voi satisfăcuți. Da, vă mai lipsește o cupă, acea cupă care a apărut mai devreme, dar sunteți bine în principiu, nu? De cupe reprezintă zodia peștilor, reprezintă steaua, varianta minoră, să zic. Aveți speranță că vă veți găsi această dragoste adevărată pe care am văzut-o, da? Această dragoste adevărată, aveți speranța că în momentul în care închideți un capitol, ia uite, cu cineva care v-a rănit foarte mult și v-a creat dureri de cap și nopți pierdute, veți începe un nou capitol. Vai, dar ce frumos! Asul de bâte, iar sunteți între un semn de pământ și un semn de foc, unii dintre voi. Dar, în momentul în care lăsați stresul, da, și cei care v-au dezamăgit, pentru că meritați mai mult, asta e, meritați și sperați, veți avea parte de un nou început, pasional, stabil, iar apare, domnilor, între un foc și un pământ, un semn de foc. Conflicte interioare, totuși, cum să manifestați această abundență, această stabilitate? Cineva e obsedat să se împace cu voi, regina de cupe, judgment, probabil că este teamă și că va fi judecat, dar pe de altă parte, dacă e turnul ăsta, își dorește obsedant împăcarea. Împăcarea cu voi.
Interesante, interesante cărți. Iar sunt, am văzut multe, am văzut multe. Dar cărțile arată foarte bine, chiar dacă ați trecut printr-o situație neplăcută. Cam aceasta este talarea pentru mai iunie. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și să văd eu cum o să lipesc acest video ca să nu mai aveți două videouri separate. Numai bine, vă pup, pa, pa!